Bine ați venit la Bucătăria Internațională și Cea Fără de Granițe. Sunt Radu și voi găti astăzi pentru dumneavoastră o rețetă chinezească. Vom folosi creveți, iar rețeta se numește creveți bețivi. Și aceasta datorită faptului că vom găti creveți într-o cantitate importantă de băutură. Numele ei în chineză este Zhuiha. Mie mi se pare că sună destul de vesel, semn că acești creveți când dau de băutură, în loc să se posomorească, se înveselesc, ceea ce este foarte bine pentru că avem nevoie de atmosferă bună. Ok, pentru a găti rețeta avem nevoie cam de 20 de creveți. După cum vedeți, sunt creveți prefierți, de culoare roz, au fost decorticați, le-am lăsat numai codița, din motive estetice și ca să îi pot unui mai bine. Avem nevoie cam de 100-120 de mililitri de vin de orez. În cazul în care nu aveți vin de orez, merge foarte bine, ne putem îmbăta perfect și cu un vin alb demi-dulce. Avem nevoie de 2-3 linguri de coniac sau brandy, de sucul de la olimetă și coaja rasă de la olimetă. Avem nevoie de ghimbir, vreo 2-3 cm de rădăcină de ghimbir bine rasă, o jumătate de linguriță de piper alb măcinat, sare, câțiva ardei iuți uscați, 2 cepe verzi tăiate bucățele pe diagonală. Este un procedeu pe care l-am mai folosit în multe dintre rețetele gătite de noi. De ce este tăiată pe diagonală? Pentru că secțiunea de tăiere este mai mare și permite o mai bună absorție a mediului de lichid. O lingură sau două de semințe de susan, un pic de ardei iute tăiat rondele și câteva foi de salată pentru a o servi într-un mod mai colorat și mai atractiv. Prima chestie va fi să marinăm acești creveți. Sigur că ar fi fost mai bine ca acești creveți să fie cruzi, însă creveții cruzi se găsesc foarte greu pe piața românească. Am apelat la soluția de avarie și anume am înlocuit creveții cruzi cu acești creveți prefierți, pe care îi vom marina timp de o oră și vă garantez că, deși sunt prefierți, vor căpăta îndeajuns de mult gust și de aromă, cât să fie o rețetă plăcută. Bun, creveții, vinul, coniac sau brandy, suc de limetă, ghimbir, piper și atât. Ne amestecăm bine, bine de tot. Este foarte bine ca lichidul să fie exact la înălțimea creveților, eventual chiar să îi depășească un pic, astfel ca acești creveți să fie imersați complet în marinadă. Bun. Îi vom acoperi. Cu folie alimentară, cu film alimentar. Îi lăsăm la marinat o oră. Cât timp se marinează, aș vrea să vă spun o mică poveste despre această rețetă. Este una dintre rețetele extrem de populare în toate restaurantele chinezești din afara Chinei. China este un univers fascinant în sine. Nu numai că are un teritoriu imens și o populație, nu mai vorbesc cât de mare este, dar are extraordinar de multe naționalități, peste 50. Și ca atare și-a dezvoltat o seamă de bucătării regionale destul de deosebite una de alta. Această rețetă este comună aproape întregii Chinei și folosește exact ingredientele de bază care sunt comune în tuturor bucătăriilor regionale. Și acestea sunt vinul de orez, piperul alb, ceapa verde și sosul de soia. Rețeta aceasta este o variantă care se prepară în regiunea Sichuan. Sichuan este una dintre bucătăriile regionale cele mai cunoscute din China și este bucătăria ca având reputația ca fiind cea mai picantă.
De aceea, după cum vedeți, avem o cantitate de ardei proaspăt iute și de ardei iute uscat. Nu vă speriați, practic acest ardei iute uscat va fi prăjit în ulei pentru ca a da un pic de aromă și un pic de iuțeală uleiului în care vă prăji creveții, iar aceste rondele de ardei iute roșu vor fi folosite numai la ornarea rețetei. Practic, vom avea o rețetă aromată și un pic picantă, dar în special ceea ce va fi caracteristic pentru a fi proaspătă, gustul proaspăt este dat de ceapa verde și aromă citrică de la coaja și sucul de lămâie, plus un pic de aromă nucoasă, de nucă și un piculeț afumată pe care o va căpăta de la semințele de susan pe care, înainte de a le adăuga în mâncare, le vom prăji un piculeț. Și acum, timp de o oră, să luăm o mică pauză până când acești creveți sunt gata să fie folosiți.